Suporterii Steaua au organizat sâmbătă un miting de protest în toată țara, în fața prefecturilor locale. În prezent, Ministerul Apărării a înființat un nou club de fotbal cu același nume, Steaua București, câștigând din instanță acest drept. Decizia a stârnit numeroase controverse, iar acum o parte din suporteri au hotărât să-și exprime public nemulțumirile printr-un protest organizat. Nu recunoaște Steaua Armatei sau care? Nu, Steaua este una singură și e cea din Liga 1. Dacă generalii vor să-și mai facă rost de bani, să facă cimitirul Ghencea 3, au teren slavă Domnului. Pe noi să ne lase, Steaua nu este a mea, a ta, a altuia. Steaua noastră e un brand al României, iar Steaua actuală este Steaua din Liga 1. Unica stea! Noi suntem aici pentru susținerea lui, pentru echipa lui și toată lumea trebuie să vadă că noi suntem alături de echipa lui Becali. Asta este Steaua adevărată? Care... Asta este Steaua și singura Steaua care există în... deocamdată. Și continuatoarea și... tradițiilor. Da. Altă stea eu nu mai știu că există și chiar dacă va mai exista altă stea, noi nu o să ținem cu ea. Noi suntem cu Steaua asta care o știm de când suntem pe pământul ăsta din România, de când am născut și o iubim până murim. Altă steaua noi nu mai vrem. Asta este adevărata steaua. Cealaltă e o mărșăvie originală a celor din Ministerul Apărării Naționale. Să câștige Becali până la urmă? Nu Becali, câștigăm noi toți săliștii care consider că este normal, deoarece peste puțin timp nu o să mai audă absolut de steaua dacă noi renunțăm. Cât veți mai protesta? Pentru ce ați venit astăzi? Pentru urmașa echipei CCA. De atunci țin cu ei. Sunt 40 ceva, 50 de ani de când țin cu echipa asta. Deci asta e steaua adevărată, nu? Asta e, domne, steaua adevărată, nu apagăleștea care vor să pună mâna pe ea, aiurea. Inițiatorul protestului este Cătălin Biri și în vârstă de 48 de ani. El a mai încercat să organizeze un protest anul trecut în capitală. Fotbal Club Steaua București, cunoscut mai ales ca Steaua București, este un club de fotbal din București, România, care evoluează în Liga 1. Este echipa românească de fotbal cu cel mai mare succes pe plan național și internațional. De-a lungul istoriei a câștigat cele mai multe campionate, cupe și supercupe ale României, obținând 26 de titluri în campionatul național, 22 de cupe, 6 supercupe ale României și 2 cupe ale ligii. De asemenea, Steaua a fost prima echipă din blocul comunist și singura din România care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, precum și a doua echipă este europeană și singura din România care are în palmares Supercupa Europei.